Salut, berbeci! Voi face citirea pentru săptămâna 28 august, 3 septembrie, o săptămână cu o lună plină în pești, din data de 31, la ora. 4. Deci, la ora 4, 34, la 7 grade și 25 de minute, Pești. Și Jupiter intră în staționare. Voi face citirea pentru această săptămână. Avem și câteva opoziții. Le veți găsi mai bine spuse, să zicem, la horoscop. Haideți să vedem această săptămână pentru voi. Pașul de spade cineva care duce vorba de colo-colo, vorbește foarte mult și poate să fie și cineva care încearcă să vă facă niște probleme, să vă aducă o inspecție, o verificare. Deci, o persoană care nu vă dorește chiar binele, am putea spune, și are un ascendent zodie luna plină, fiindcă vorbim de o femeie, în într o zodie de aer. Haideți să vedem. Voi, așa cum știți, le iau pe cele trei categorii, da? Persoane, resurse, comunicare, contracte și cele sentimentale. Și iată că voi sunteți, cum să spun, cineva, vă tot contestă munca, vă contestă acumularea din munca voastră. Din câte observați acest personaj, asta și face. El muncește și pune câte o monedă lucrată de el deoparte. Deci asta și reprezintă munca voastră. Este contestată. Nu puteți face mare lucru, adică nu o să puteți să-i faceți să înțeleagă că nu este corect ceea ce fac sau este dreptul vostru să beneficiați de resursele și de munca voastră. Dacă cheltuiți bani pentru a încerca să-i convingeți, s-ar putea să și pierdeți, adică în sensul că nu o să-i convingeți și. O să descoperiți că ați cheltuit bani. Asul de cupe arată sentimente, sensibilitate, dragoste, iubire pe care o arătați. Poate este vorba de o iubire de vară sau poate să fie vorba de o iubire față de un copil. Sau distracția pentru voi presupune și acest sentiment de iubire, să-l arătați peste tot. Cunoașterea, vă doriți foarte mult să aveți noroc, fie că e vorba de un concurs, fie că e vorba de studii pe care vreți să le începeți, spirituale, de sine, călătorii poate să reprezinte și să vă doriți să aveți noroc. Sfatul arcanei este încerca să vă apropiați acest noroc, vreți cheia puterii, atunci trebuie să vă doriți ce e posibil, ce este adevărat, ce este drept, să fiți corecți în tot ceea ce faceți, să vă protejați scopurile și, bineînțeles, să fiți fermi într-o atitudine. Deci această lucru să se. Uh, Regăsească și în ziua de mâine. Și veți primi cheia puterii în palma voastră. Resursele. S-ar părea că resursele voastre din muncă, bunurile, merg spre o locuință, merg spre o casă. Vreți să amenajați, vreți să vă simțiți bine în această casă, vreți să fie totul plăcut deci, sau vreți să cumpărați o casă. Este o investiție care depinde, în primul rând, de banii pe care îi aveți, de banii pe care îi primiți. În schimb, regele de spade arată un bărbat cu ascendent zodie în vărsător, un bărbat capabil să vă aducă o informație sau să vă impună niște principii, reguli sau chiar legalitatea, o persoană destul de severă, aspră, o persoană care nu acceptă sentimentalism, romantism, sensibilitate, nu-l interesează, el aplică principiile lui și de obicei se retrage. Poate vorbim de un șef, poate vorbim de cineva de la locul de muncă. Poate să fie și o persoană care vine să vă facă o inspecție, să vă verifice. În carieră menirea voastră este să aveți și o discuție cu o persoană unde chiar veți spune tot ce aveți de spus, celălalt va spune și el tot ce are de spus și veți ajunge la o ceartă, la o dezlănțuire a furilor. Pentru Comunicare, contracte, relații. Comunicarea cu apropiații. Comunicarea cu apropiații, voi o să preferați, este o arcană majoră, este importantă. Să studiați forțele care intră în joc. Deci, această comunicare nu va fi făcută la întâmplare. Vreți să comunicați, probabil, cu frați, surori, veri, dar sau trebuie să comunicați, vecini, și această comunicare trebuie să, fătă, să fie făcută, scuzați-mă, foarte corect, foarte la obiect și să cunoașteți tot ceea ce implică această comunicare contractele, asocierile, procesele sunt legate de o regină de bute. Vorbim de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în leu. De data aceasta, o femeie energică, hotărâtă, aprigă, luptătoare. Ea tot timpul consideră că luptă pentru dreptate, pentru adevăr, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă dacă observați acest. Uh, uh, sceptru reprezentând o bâtă, nu are prunzulițe verzi, cum este de pildă la patru de bâte sau la altele. Aceste prunzulițe lipsesc. Deci această persoană poate să vă creeze și foarte multe probleme legate de un contract. Sau va creat deja. În schimb, legat de relații, relațiile voastre cu prieteni protectori este chiar un diavol. Este o persoană care poate să fie cu ascendent zodie în capricorn, un bărbat care vă cunoaște sensibilitățile, vă cunoaște, să zicem, viciile și este capabil să folosească aceste vicii în interesul lui, astfel încât să poată să uh, vă aducă în puterea lui. sfatul arcanei este încercați să scăpați de aceste vicii, astfel încât să nu ajungeți un obiect de joacă pentru un capricorn. Și familia, căminul, schimbarea, transformarea și ultima, karma sau sacrificiul vostru. Familia nu este legată de judecata. Gândiți foarte bine schimbarea pe care trebuie să o aduceți. Vă gândiți că trebuie să schimbați ceva pentru a rezolva o situație, pentru a vă avea într-o poziție avantajoasă fiindcă această, această judecată arată și dorința voastră de a putea să fiți într-o poziție avantajoasă atunci când îngerul va suna din trompetă. Deci vă pregătiți pentru o schimbare în familie, în cămin, relațiile pe care le aveți în familie. În schimb, schimbarea, transformarea vine din partea unui împărat vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în berbec, care se poate schimba, poate să schimbe părerea, poate să ai o altă atitudine. Acest berbec poate să vină să vă dea un sfat sau s-ar putea să fie o persoană care, într-adevăr, vă arată ce schimbare puteți să faceți pentru voi. Șapte de spade arată înscrisuri falsificate, sacrificiile voastre pentru aceste înscrisuri falsificate. Deci o persoană va a înspăcut înscrisuri falsificate la uh, lumina lunii, am zice, deci uh, cine umblă la lumina lunii? Da? Uh, va a făcut aceste înscrisuri falsificate să vă aducă probleme, să vă aducă blocaje, poate că v-a adus foarte multe sacrificii, ați suportat foarte multe lucruri din cauza acestor înscrisuri făcute, acum probabil că le cunoașteți și poate că schimbarea chiar este legată de acest șapte de spate. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să vă abonați, să dați un like, să trimiteți mai departe, să faceți cunoscut canalul. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!